Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. Citesc, recitesc, mă uit, mă iau cu mâna de cap și citesc din nou. Și nu-mi vine să cred. La modul cel mai sincer, n-am crezut că ajung vreodată să aud, să văd vorba aia transcris, să aud zicându-se de către oficiali ai statului român, de către politicieni plătiți regește de către noi toți, astfel de lucruri. E vorba de zicerile unor inși legate, aceste ziceri, de pensiile speciale. De ele am discutat de la acest microfon până la greață. Țineți minte. Și vom continua să o facem pentru că Uniunea Europeană, în ticăloșia ei, vorba lui Conoiancu, că tot în Caragealâc suntem și aici vom rămâne, cum se spune pe la noi, în Ardeal, cât-i hău și vilagu. Da? În Caragealâc. Adică, Uniunea Europeană, Europa, în ticăloșia și nemernicia ei, insistă, domnule, ca pensiile astea românești să fie trecute toate pe principiul contributivității. Pentru că altminteri nu ne dă tonele alea mari de bani. Altminteri zice, vedeți, muntele alea imens de bani. Uite, nu vi-l dăm dacă nu faceți chestiile astea care sunt spre binele vostru, nu al meu, Europa. Și noi, prin reprezentanții noștri, din onor coalițiunea, numai nu vrem să le desfințăm, pensiile astea speciale. Nu vrem în ruptul capului, domnule. Nu și nu, chiar dacă se duc pe copcă banii din PNRR. Pentru că muntele alea de bani se numește PNRR, da? Și nu-mi vine să cred că citesc două luări de poziție. Una a ministrului investițiilor și proiectelor europene, un ins numit Marcel Boloș. Și omul ăsta bagă niște perorații din alea imense cu jalonul care trebuie, da, jalonul ăsta trebuie îndeplinit ca să vină plata numărul 3, asta cu pensiile. Da? Cu desfințarea pensiilor speciale, nu pasă Europii de prostiile dâmbovițene. Bă, treceți pensiile speciale pe contributivitate. Punct. Apoi muntele de bani, îl vedeți? Nu? Nu. Bineînțeles că noi, societatea civilă, nu? Societatea românească în general, suntem absolut nepăsători. N-avem nicio treabă că pensiile speciale rămân, că miliarde de euro anual merg din banii noștri, în buzunarul tuturor, care și nici măcar de aici, ci din împrumuturi făcute în numele nostru, către pensiile speciale, spre niște indivizi care n-au contribuit cu un sfanț la ele. Noi n-avem nicio treabă, cum n-avem nicio treabă cu nimic. Noi am devenit amorfi, niște amube. În schimb, dacă Statele Unite prin Departamentul de Stat vă spuneam în altă emisiune, Statele Unite au deci probleme cu guvernanții de la București apropo de mituirea presei prin sponsorizări guvernamentale, noi n-avem nici acum nicio treabă, suntem perfect ok cu tot. Acum are UE-ul treabă cu guvernul României, care insistă să nu desfințeze pensiile speciale. Și nici cu asta n-avem nicio treabă. Vă spuneam, nu mai avem treabă cu absolut nimic din ce ne privește, ceea ce este o boală. O boală foarte serioasă de care suferim ca societate. Despre asta va mai trebui să discutăm. Pentru că e halucinant, efectiv, ce ni se poate întâmpla. Și acest domn Boloș, care e citat de Ager Press, începe să zică niște ziceri. Și zicerile astea sunt cam așa. Și acum citez din M. Boloș. Dacă Comisia Europeană
va insista și va fi nemulțumită și va considera că jalonul nu este dus la bun sfârșit, păi da, va insista și va fi nemulțumită din ceea ce faceți voi. Și jalonul nu va fi dus la bun sfârșit. Și el trebuie aliniat cu sistemul de pensii general, da, știați asta din capul locului, că trebuie aliniat cu sistemul de pensii general, nu? Atunci va trebui, cum am precizat, să fie luată decizia la nivelul coaliției. Când aud chestia asta cu la nivelul cu tare, la nivelul coaliției, la nivelul înnebunesc. La nivelul guvernului, care este calea de urmat? Pe care să fie calea de urmat, domn Boloș? Calea de urmat este să faceți ce zice Europa să faceți. Care chestie e benefică pentru mine, cetățeanul? Poate pentru neata n-o fi benefică. Și pentru ăia ai dumitale, ăia cu pensiile speciale băgate la teșcherea. Dar pentru mine, cetățeanul obișnuit, care vi le plătește, pentru mine e chiar benefic. Și atunci vor vedea ei, la nivelul coaliției, la nivelul guvernului, care este calea de urmat, nici de cum să facem ce e de făcut. Aia nu e o cale de urmat. Aia nu. Avem noi căile noastre dâmbovițene de urmat. Aia, da. Stați că nu e gata, nici n-a început bine. Pentru că eu am precizat de mai multe ori, este foarte simplu de luat această decizie, păi atunci luați-o dacă e atât de simplu. Deci este foarte simplu de luat această decizie, însă consecințele trebuie asumate. Păi asumați-vi-le! Doamne, dumneavoastră, vă dați seama că ăsta e ministru, plătit regește din banii voștri și ai mei. Ok. Dacă se produce o destabilizare la nivelul acestor, deci prin desfințarea pensiilor speciale, da? Asta este ipoteza de care se pornește. Dacă se produce o destabilizare la nivelul acestor servicii publice care sunt de importanță strategică națională, fie că discutăm de apărare națională, fie că discutăm de ordine publică, fie că discutăm de Ministerul Public, toate aceste decizii produc consecințe. Și acestea trebuie asumate și nimeni altcineva nu și le poate asuma decât coaliția și guvernul, indiferent ce ar gândi ministerele de linie, indiferent care ar fi propunerile care vin din partea ministerului de linie. Ministerul de linie. De ce nu e de pătrățică, de ce e de linie? În fine, Boloș. Dacă se va pune problema acestei armonizări între sistemul de pensii general și pensiile speciale, păi asta e problema care se pune, domn Boloș, da? Pentru muntele ăla de bani. Adică dumneavoastră pe ce lume trăiți? Iertați-mă! Oh, Dumnezeule! Și zice așa, să nu uităm, dânsul ne pregătește acum pentru zicerea finală. Și din nou vă îndemn să mergeți frumos la frigider și să luați pachetul, punguța cu citrice și să aveți zeama de lămâie pregătită. Multă! Să nu uităm că judecata Comisiei Europene este raportat la ceea ce este scris în PNRR. Ok, la ce ați vrea să fie raportat fiind vorba de PNRR? La ce? Și eu am fost la început foarte optimist și am încercat să găsesc soluții pentru ceea ce există în PNRR. Însă realitatea mi-a dovedit. Comisia nu face nici la stânga, nici la dreapta. Flexibilitatea Comisiei tinde spre zero. Bă, băieți! Păi sunteți în guvernul României pentru bunul nume al Creatorului. Suntem în UE din 2007. Am negociat vreo ceva vreme și înainte de 2007. Păi încă n-ați înțeles cum că această comisie, instituția asta, Comisiei Europene, e inflexibilă la dâmbovițenismele voastre. Deci chiar n-ați priceput chestia asta până acum? Și vine domn Boloș și îmi spune, știți, eu am ajuns așa la un fel de străfulgerare, domnule. Dom'le, știți, comisia e inflexibilă, dom'le, știți, adică nu se poate cu aia așa cum se poate pe la noi, un pic așa, un pic așa, hai să fie bine, să nu fie chiar foarte rău, mai dau eu, mai pui tu, mai scad eu, mai o bolmoșim, mai o bolojim și până la urmă iese. Nu, comisia e comisie. Flexibilitatea ei tinde spre zero, da, domn Boloș, așa e, ați văzut? Îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru. De ce îți pare rău, domnule? Păi dacă nu era Comisia și UE, ce-am fi ajuns? Gândiți-vă că am fi încăput pe mâna Boloșilor și Ciolacilor și Ciucilor și numai pe mâna lor, fără să mai fie un UE, un Bruxelles, o Comisie, un nimic.
Cum ar fi fost? Ar fi fost senzațional pentru ei. Îmi pare rău, deci, că trebuie să vă spun acest lucru, dar este un adevăr și vreau să înțelegem cu toții că ce este înscris în PNRR este literă de lege. Păi și ce mare scofală ne spui, domn Boloș? Noi nu știam asta. Da, este literă de lege. Dar nu știați. Adică v-ați trezit acum pe lume? Și acum vine. Țineți-vă bine și pregătiți zeama. La îndemână. Zice domn Boloș. Totuși e un proiect de țară. Care e un proiect de țară? Noi nu avem niciun proiect de țară. PNR-ul nu e un proiect de țară. PNR-ul ți l-a dat pleașcă Comisia Europeană. Europa aia ticăloasă ți l-a dat. Ce proiect de țară ai făcut tu? Și o strategie de țară, PNR-ul, nici vorbă. Nu-i nici proiect, nici strategie. Dar, și acum vine și țineți așa, dacă vedem că anumite consecințe ale deciziilor nu sunt asumate sau o reformă produce efecte nedorite care nu pot fi gestionate, adică se ne mulțumesc ăia care își facă tonele de bani prin pensii speciale de la noi, fără să fi contribuit cu nimic. Deci dacă se întâmplă din astea, am spus că sunt deja țări care au renunțat. Poftiți? Adică să renunțăm. Mai degrabă să renunțăm decât să le desființăm? Dom'le, și citesc în continuare. Și zic, poate că s-au aburit ochelarii. Poate nu i-am curățat cum trebuie, corespunzător. Și mă mai uit. Și nu, dom'le, am spus deja că sunt țări care au renunțat. Bulgaria a renunțat la decarbonizare, Lituania la reformele fiscale. Și noi de ce n-am renunțat? La desfințarea pensiilor speciale sau la trecerea, mă rog, că despre asta e vorba, la trecerea lor, pe contributivitate. Dom'le, uite, nu vrem, na, da? Pe Dâmbovița, nu vrem asta, na, Evropo, ia ca nu. Și nu spun că musai să facem și noi așa, spun doar că fiecare reformă trebuie să fie analizată cu plusurile și minusurile pe care le are și consecințele acestor reforme asumate de către guvern și coaliție. Păi da! Aceste lucruri nu pot fi pe umerii, să zicem, ai ministerelor de linie, iar o bagă cu linia. E o decizie care trebuie luată la nivel de coaliție. Stoarceți bine! Ați stors? Cu alte cuvinte, cred că ați înțeles, am citit corect și îl mai am pe domn Ciolacu. Pentru că ăsta nu vorbește de unul singur. Cu alte cuvinte, bă, oameni, renunțăm la banii din PNRR dacă e vorba de a desfința pensiile speciale. Ia ca așa. Da. Pur și simplu, nu ne trebuie. Că nu vrem să le desfințăm. Da? Sunt niște speciali care iau niște tone de bani din banii tuturor care sunt de acord și care n-au niciun fel de problemă. Are o problemă Comisia Europeană cu chestia asta. Noi n-avem, noi suntem în regulă. Și Comisia Europeană este băiatul ăla rău, care ne zice el ce trebuie să facem, dar noi știm mai bine și dacă ne dă ce ne dă, ia că renunțăm la ce ne dă și tot nu le desfințăm, tot nu le trecem pe contributivitate. Dar renunțăm, na. Trebuie să vă dați seama ce povestim noi aici. Bun, ok. Și vine domn Ciolacu. Ăla cu mie îmi plac porcii. Țineți minte, nu? Nu-i glumă. Despre se referea la vânătoare, dar se aplică. Da. Și domn Ciolacu vorbește taman de chestia asta. Și zice așa. Avem o lege trecută prin Parlament. Căutăm soluțiile cele mai bune. Și acum zice, iarăși țineți-vă bine și pregătiți. Dacă noi luăm ad literam ce ne-am asumat în PNR, cum adică dacă luăm ad literam ce ne-am asumat în PNR? Deci mă, cum să vă spun? Zici că asiști la niște discuții între școlari.
între școlarii ăia care încep aprinde să fie șmecherași și încep ei să discute între ei cum să ofenteze pe doamna. Sau cum ziceam noi, pe tovarășa. Dumai să vedem, că n-am luat chiar ad literam ce ne-a dat dânsa ca temă. Am luat și noi așa, ce am zis noi că ne convine și o să zicem dacă ne întreabă că noi am crezut că. De ăștia sunt indivizii pe care am încăput noi, ca nație, pe mâna lor suntem. Și atunci, dacă noi luăm ad literam ce ne-am asumat în PNR, evident că luăm ad literam, că de-aia ne-am asumat, domnul, atunci depopulăm justiția, armata, serviciile. Cum adică le depopulați? Ce vorbiți? De ce ne-am depopulat, domnule? Că din câte știu eu, oamenii ăia au niște salarii formidabile la nivel de România. Da? Un judecător, de exemplu, are 1000 de euro pe lună. 1000 de euro pe lună în România astăzi. Păi de ce am depopulat chestia asta? De ce s-ar lua, de exemplu, judecătorul ăla și s-ar duce în Germania? Să ce? Unde n-ar câștiga miile alea de euro pe lună. Și unde prețurile din Germania sunt mult mai mari decât în România. Și atunci cum s-ar depopula, dumne? Că lui îi convine fantastic, are niște venituri enorme. Da? Deci, din veniturile alea enorme, de exemplu, că ești judecător, că ești procuror, că ești în altă categorie care are pensie specială, din veniturile alea mari pe care le ai tu lună de lună, nu-ți poți face tu pensia ta specială privată? Dacă chiar o vrei? A? Bă da! Atunci de ce trebuie să ți-o plătesc eu? Și toți ceilalți? Tu n-ai contribuit cu nimic? Ia bagă mâna frumos dumneata în buzunar, scoate niște bănet și contribuie la o societate privată să-ți faci pensia ta. Care-i problema? Da? Deci vine cu o dezinformare atât de crasă. Dom'le, depopulăm tot. Depopulăm serviciile, depopulăm justiția, depopulăm armata. Toți vor fugi ca potârnichile. Toți vor merge să ce? Se culeagă păstârnac în Germania? Sau ce vor face? Bineînțeles că nu vor face altceva decât să stea acolo pe salarii bune, cum au stat și până acum pe salarii bune, și e în regulă. Dacă din salariile alea bune vrei să-ți faci ceva, e treaba ta. Pensia o vei primi cu ce ai contribuit, la fel ca oricine în țara asta. Pentru că pensiile speciale sunt neconstituționale. Asta nu vă va spune curtea asta constituțională, care ea însăși e neconstituțională, pentru că acționează împotriva intereselor comune și împotriva Constituției, al cărei articol 16 spune foarte clar, nimeni nu e mai presus de lege. Punct. Ca atare nu trebuie să existe privilegii. Pensia specială este un privilegiu, ea nu trebuie să existe. E atât de simplu. Și mai zice așa domn Ciolacu. Eu nu-mi doresc acest lucru, adică să depopulăm toate chestiile astea prin desfințarea pensiilor speciale. Nu. Poate au făcut-o din neglijență, din neștiință, adică ăia care au scris pe NNR-ul, ăia care s-au angajat să facă asta, ăia care au avut cap. Nu e o decizie politică ușoară, dar de ce? E normală, nu că e ușoară, e firească. În spațiul public este o mare ură împotriva pensiilor speciale, îndreptățită, zice domnul Ciolacu. Păi nu, măi domnule Ciolacu, vorba lui Iliescu, măi dragă, păi dacă există o ură la nivel de societate românească împotriva pensiilor speciale și nea ta spui că e îndreptățită, atunci de ce vii cu două rânduri mai sus și îmi spui că dacă s-ar desfința, însemnând că s-ar trece pe contributivitate, s-ar depopula tot? Faptul că ai avut mai mult la pensie decât ai avut în activitate, faptul că îți faci calculele în ultimele zile, nu știu, ultimele zile, în fine, tot felul de modificări legislative în funcție de cum a convenit cuiva, a creat un val masiv de ură împotriva acestor pensii. Da, e evident, pentru că lumea simte că sunt o nedreptate flagrantă. De ce un medic, de ce un chirurg, de ce un profesor trebuie să stea până la 65 de ani și să trudească zi de zi și să capete după aceea o pensie strict în funcție de cât a contribuit și alte categorii puține privilegiate pot să se pensioneze la 47, 48, 49 de ani și să capete
un munte de bani lunar după aceea, fără să fie contribuit cu nimic din banii tuturor, unde e echitatea? Unde e constituționalitatea, domnilor? Curat constituțional, vorba care a gelâcului în care am trăit, trăim și acum și vom trăi. Cât e hăul și vilagul. Și atunci, ăsta este discursul lor. Dom'le, de ce n-am renunțat la angajamentul ăsta? Pur și simplu renunțăm, nu-l mai facem, pierdem bani. Se duce pe copcă, pe NR și nu, se duce, e în regulă. Deci dumneavoastră vă dați seama că indivizii ăștia plătiți din banii noștri, cum spuneam, regește, sunt în stare să renunțe la banii noștri ai tuturor care vin de la UE pentru a păstra privilegiile unei caste minuscule la nivel de societate românească, și eu m-am lipsit, la nivel de. Și ăștia, în loc să considere această opțiune o nebunie, cum este, o trădare pur și simplu, păi da, adică este o trădare a cetățeanului obișnuit care plătește taxe și impozite, este o trădare a privaților din România care se încovoaie pur și simplu de povara taxelor și nu mai știu de unde să scoată cămașa și pe unde să o scoată la sfârșit de lună să plătească oamenii aceia care lucrează pentru ei. Și dumneavoastră veniți acum și îmi spuneți mie și tuturor, păi poate că renunțăm, poate că nu mai respectăm angajamentul ăsta, na. Nu le mai trecem pe contributivitate, le lăsăm așa, continuăm să luăm împrumuturi peste împrumuturi la dobânzi tot mai mari, să le plătească cine le-o plăti. Noi acum finanțăm sistemul, structura cu S mare, ăia pe care ne bazăm. Da? Instituții de forță, da? Servicii, procuratură, judecători, toți ăștia din sistem, pe ăștia îi ținem prin banii voștri. Și la o adică, zicem, cu anii Europii, bă, știi ce? Noi ne-am răzgândit. Noi, ia ca nu mai vrem. Acilea pe la noi, pe Dâmbovița, facem cam ce vrem noi. Și n-au decât ăștia mulți să plătească pentru ăștia puțin. Nu sunt bani, luăm cu împrumut, ca până acum, că România stă doar pe un munte de împrumuturi. Așa există România astăzi. Și care e problema? Să mai continue tot sistemul ăsta și cândva, din nou vă citesc vorba italianului, cine s-a văzut, s-a văzut. Cine nu, nu. Cum să te gândești să renunți? Să dai cu piciorul banilor europeni? Și pentru ce? Îți cere UE să donezi o parte din țara ta cuiva? Îți cere UE? Ce-ți cere toată societatea românească în toată amorțeala ei? Faceți dreptate cu sistemul de pensii. Puneți-l pe baze normale, de contributivitate, adică. Și iată, acești oameni, reprezentanții noștri, sunt absolut pregătiți, n-au niciun fel de remușcare sau oră de nesomn noaptea sau după amiaza, să renunțe, să spună mai degrabă rămânem cu nedreptatea asta flagrantă la nivel de societate românească decât să umblăm la pensiile speciale. Mulțumesc pentru faptul că mă urmăriți și vă abonați la acest canal, recomandați și altora spre abonare. Mulțumesc de asemenea că faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial, pagina de Facebook a canalului. Mulțumesc mult pentru faptul că îl susțineți prin Patreon, PayPal sau Revolut. Informațiile aici sau în josul imaginii pe pagina YouTube-ului. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune! Și ca de obicei, să auzim numai și numai de bine!